Desfășurată parțial în Los Angeles, Londra și Paris și parțial online, ceremonia de anul acesta a premiilor Oscar s-a încheiat. Marele câștigător al galei cu numărul 93 este filmul Nomadland, care a obținut 3 dintre cele 4 mari premii. Veteranul Anthony Hopkins a devenit cel mai bătrân actor distins pentru rol principal. Nominalizat la 2 categorii, documentarul colectiv realizat de Alexander Nanau nu s-a numărat printre câștigători. And the Oscar goes to Nomadland. Nomadland, filmul despre vârstnicii americani care trăiesc pe drumuri după ce au pierdut tot în urma crizei financiare, a luat premiul cel mare al ediției cu numărul 93 a Oscarurilor. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Pe scurt, Nomadland este povestea unei femei de 60 de ani care, după moartea soțului, este nevoită să înceapă o nouă viață în Dubai, cu care pornește prin vestul american. Frances McDormand, în rolul protagonistei, a fost desemnată cea mai bună actriță. I have no words. My voice is in my sword. We know the sword is our work. And I like work. Thank you for knowing that. And thanks for this. Cu acest film, caracterizat drept un hibrid de road movie, dramă socială și documentar, Chloe Zhao a devenit prima femeie non-albă care a primit Oscarul pentru cel mai bun regizor. Născută în China, ea este abia a doua femeie distinsă cu trofeul pentru regie în cele 93 de gale Oscar. Prima a fost Catherine Bigelow în 2010 cu Minesweepers. This is for anyone who has the faith and the courage to hold on to the goodness in themselves. And to hold on to the goodness in each other, no matter how difficult it is to do that. Anthony Hopkins, the father. La 83 de ani, legendarul Anthony Hopkins a devenit cel mai vârstnic laureat care câștigă categoria cel mai bun actor. Filmul The Father, în care interpretează rolul unui bătrân cu demență, i-a adus acest premiu. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. So, Dad, why do you keep going on about Paris? She told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Pelicula a luat Oscarul și pentru cel mai bun scenariu adaptat. Britanicul Daniel Kaluuya a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din Judas and the Black Messiah. Confruntat din copilărie cu rasismul, el a intrat în pielea liderului Panterelor Negre, organizația pentru drepturile civile ale negrilor activă între anii 60 și 80. O victorie la Oscar pentru un astfel de rol, care i-a adus și un glob de aur și un premiu BAFTA, vine după un an de proteste antirasiste și multe critici la adresa Academiei pentru absența artiștilor negri din selecțiile sale. Cea mai bună actriță în rol secundar este sud-coreanca Yoon Yu-yong pentru rolul ei din filmul Minari, în care joacă rolul unei bunici a unui băiețel corean-american care se alătură familiei în America rurală. Pentru actrița de 73 de ani este încununarea unei cariere de 5 decenii. Cel mai bun film străin, categorie la care a fost nominalizat și colectiv, a fost desemnată producția daneză Another Round. Filmul este despre experiențele unui profesor depresiv care devine alcoolic în plină criză a vârstei mijlocii. Foarte emoționat, regizorul i-a dedicat premiul fiicei sale, care a murit cu câteva zile înainte a începerii filmărilor. Soul, o fabulă despre sensul vieții ieșită din studiourile Pixar, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație. Filmul relatează necazurile unui modest profesor de muzică din New York care vrea să devină un mare interpret de jazz. Este primul din istoria de 25 de ani a lungmetrajelor Pixar cu o distribuție predominant neagră. Colectiv nu a avut câștig de cauză nici la secțiunea documentar, a doua la care era nominalizat. Oscarul a revenit filmului My Octopus Teacher. Povestea este un proiect video personal al sud-africanului Craig Foster. Așa cum îi spune și titlul, este despre o caracatiță care se împietenește cu un scafandru și îi dezvăluie viața sa secretă dintr-o pădure de alge zi de zi, timp de un an, până la moartea moluștei. Discutăm despre a 93-a gala a Oscarurilor de anul acesta cu Ionuț Mareș, critic de film, în direct acum la Digi24. Bună dimineața! Bună dimineața! O surpriză că a câștigat Nomadland? Nu, asta nu a fost surpriza serii. Era de așteptat să câștige datorită premiilor de la
recentele gale, chiar la BAFTA, și plus, în plus de asta, Nomadland venea cu victoria de la Festivalul de Film de la Veneția, cu Leul de Aur, și așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani, câștigătorul de la Veneția, dacă se întâmplă să fie și un film american, ajunge să câștige și la Oscar. Din păcate a fost o gală care s-a ținut în pandemie, amânată pentru o perioadă. Frances McDormand primește și ea Oscarul. De fapt, Nomadland a luat 3 premii anul acesta și este filmul care culege până la urmă, rezumând această ediție, laurii. Dar ne bucurăm foarte mult și pentru Anthony Hopkins, care devine cel mai în vârstă actor care primește o statuetă pentru rolul din The Father. Cum a fost Anthony Hopkins? Da, la 83 de ani primește acest premiu și am văzut comentarii că a fost într-un fel o surpriză victoria lui, pentru că mulți se așteptau să câștige Chadwick Boseman, actorul care a și murit anul trecut, dar cred că este un premiu foarte meritat, pentru că Anthony Hopkins face un rol excelent în acest personaj atins de demență din filmul The Father. Așa că este un premiu extrem de potrivit. Era un film care anul acesta ar fi meritat măcar o statuetă și care a scăpat, să zicem așa, laurii? Nu cred. A fost un film care nu a fost nominalizat. First Cow s-a discutat la un moment dat despre asta. Dar cred că a fost o gală în care premiile s-au împărțit destul de echitabil și echilibrat. N-a fost un câștigător care să ia foarte multe premii. Dar în același timp cred că a fost o gală lipsită de strălucire, lipsită de glamour și lipsită și de filme bune, de filme mari. Nu cred că a existat niciun film cu adevărat mare, așa cum cred că a fost anul trecut, de exemplu, cu The Parasite. Anul acesta Nomadland a fost cel mai bun film dintr-o selecție de filme nu foarte strălucite și asta este cauzat în primul rând de faptul că foarte multe filme noi nu s-au putut lansa din cauza pandemiei și marile studiouri au fost quasi absente de la aceste premii, în schimb platformele au fost mult mai prezente și asta s-ar putea să continue și în anii următori. Uitându-ne puțin peste lista de câștigători, vedem o diversitate și mă refer aici și la acea etichetă de political correctness. Câștigător pentru regie la cel mai bun film este Chloe Zhao, e abia a doua femeie regizor care câștigă acest trofeu în 93 de gale. Dacă ne uităm peste cel mai bun rol secundar, Daniel Kaluuya, un afroamerican. Dacă ne uităm la cea mai bună animație, un film despre un afroamerican care încearcă să cânte jazz. Dacă ne uităm peste rol secundar, o sudcoreancă, lucrurile par să se împărțit cumva aici. A ținut mai mult seama gala de anul acesta și de aceste aspecte de political correctness? Dar nu știu dacă eu n-aș vorbi de political correctness. Cred că pur și simplu au dorit să fie o mai mare reprezentare acestor, nici nu putem să le numim minorități, fac parte din societatea americană și au dorit această diversitate și n-aș numi o political correctness. Au căutat această reprezentare mai echilibrată și cred că în acest an au reușit să o obțină, pentru că într-adevăr au fost mai mulți actori de culoare prezenți printre nominalizați. Au fost două femei, nu, nominalizate la regie și Chloe Zhao a câștigat, dar Chloe Zhao cred că a câștigat pe merit, pentru că regia ei chiar este una foarte bună. Deci n-aș merge în direcția asta. E adevărat că nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă lucrurile s-ar fi desfășurat ca până acum, dacă lansările altor filme ar fi avut loc. Dar evident că se vede această dorință de diversificare, dar cred că este un lucru bun, pentru că până la urmă reflectă diversitatea societății americane și este firesc ca acest lucru să se regăsească și în gala premiilor Oscar. Și pe final să vorbim foarte scurt și despre Frances McDormand, eroul principal din Nomadland. Cum a fost prestația ei? Da, și acolo, deși a avut o concurență destul de strânsă, pentru că și Carey Mulligan și Vanessa Kirby au avut roluri excelente, cred că și acest premiu este meritat, pentru că Frances McDormand reușește să se transpună într-o femeie care duce această viață nomadă și să devine extrem de credibilă printre ceilalți oameni care au ales acest stil de viață. Așa că și discursul ei a fost scurt și la obiect. E o prezență întotdeauna plăcută, Frances McDormand. Mulțumesc tare mult, Ionuț Mareș, pentru intervenție și pentru explicații în direct la Digi24. Mulțumesc! Mulțumesc!